Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați o cină rapidă pentru mai multe persoane și anume sandvișuri la cuptor cu cașcaval și șuncă, și cu castraveți murați și cu muștar. Sunt foarte, foarte gustoase. Sunt perfecte pentru când aveți o mică petrecere, pentru că se fac foarte rapid și cu siguranță vor fi pe placul invitaților. Așa că vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. Pentru aceste delicioase sandvișuri o să folosim 6 chifle, 2 lingurițe cu muștar obișnuit și o linguriță cu muștar Dijon cu boabe întregi, 6 felii de bacon tăiate în jumătate, 6 felii de șuncă de praga tăiate și ele în jumătate, 12 felii de cașcaval, 4 castraveți murați tăiați în felii, eu am castraveți murați în oțel, puteți folosi și în saramură, și 50 de grame de unt topit. Pentru a transforma chiflele în sandvișuri, va trebui să le tăiem în jumătate. Le voi tăia pe fiecare în parte. Am terminat de tăiat toate chiflele. Acum am aici tava în care urmează să bag la cuptor sandvișurile și în care voi pune bazele. Voi amesteca acum cele două tipuri de muștar. Puteți să folosiți și ketchup dacă doriți și diferite tipuri de muștar. Acum am să ung chiflele cu acest amestec de muștar, atât bazele cât și partea superioară. Nu am să pun foarte mult muștar, astfel încât gustul să nu fie foarte intens, mai ales că punem pe ambele părți ale chiflei. Am terminat de uns chiflele cu muștar, acum voi pune câte o felie de cașcaval. Pe fiecare bază, peste cașcaval am să pun șuncă. Peste șuncă am să pun bacon, puteți să folosiți ce mezeluri vă sunt pe plac. Peste bacon am să pun cașcaval. Am pus ultima felie de cașcaval, iar deasupra ei am să pun felii de castravete. Câteva felii pe fiecare sandviș. Am pus castraveții, iar la final voi acoperi sandvișurile cu capac. Și le voi unge deasupra cu un topit, astfel încât chiflele să fie foarte moi și foarte gustoase. Și le voi coage în cuptorul încins la 180 de grade pentru 12 minute. Sandvișurile mele la cuptor cu șuncă și cașcaval sunt gata, vă sugerez să le serviți cât sunt încă fierbinți. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!